Salut! Eu am să lansez acum o tematică care este foarte importantă pentru mine și care o să suscite o mulțime de reacții, cred, critică, pentru că am să vorbesc despre religie și sexualitate. Și uite, acești doi termeni sunt o importantă sursă de o mulțime de reacții, de tabu, de poate fascinație sau din contra nu te atinge. Am să vă spun cum am ajuns eu să mă îndepărtez de tot ce ține de religie. Eu vin din Republica Moldova, dintr-o familie creștin-ortodoxă. Nu am fost extrem de religioși, să spun. Însă, odată pe an, da, cred că țineam post și noi, ne duceam la biserică pentru a ne împărtăși. Și am să vă spun cum am ajuns să mă detașez tot ce ține religie, pentru că aceasta se bate cap în cap cu unele valori pe care le am și se bate în cap cu unele chestii care le remarc în cadrul activității mele ca sexolog. Impactul religii asupra sexualității oamenilor și impactul religiei asupra bunii funcționări și psihologice și corporale. Și atunci, pe cât de deschisă nu sunt, adică e clar, când văd în consultație un pacient, o pacientă care îmi spun că sunt religioși, eu respect alegerea fiecăruia. Da? Însă trebuie să țin cont de aspectul ăsta pentru ca să pot aduce un răspuns, o soluție, să ajut persoana dată, ținând cont de acest parametru, care deloc nu este unul neînsemnat. Haideți să vedem. Și simțiți-vă foarte liber să reveniți după asta cu propriile voastre viziuni. Eu încerc, da, să fiu cât mai ca tabula rasa, ca pagina asta albă, curioasă de viziunile voastre și încerc să aplic ceea ce o să-mi spuneți voi. Am să încerc să fiu cât mai deschis pentru a vedea, ok, poate eu cumva lucrurile nu le văd bine și, uite, viziunea voastră o să-mi permită să-mi schimb raportul meu asupra acestei tematici. Uitați-vă, în religia creștină avem două mari figuri, exemple, într-un fel, femei. Asta e Eva și asta e Maria. Păi iată, deja aceste două personaje, importante, Eva și Maria, aduc două imagini a femeii foarte, deja diferite, dar și care ne transmit o greutate pe umerii noștri. De ce? Eva se consideră femeia care a păcătuit, femeia care s-a lăsat tentată, e văzut ca o seducătoare. Da? Adică deja Eva este o păcătoasă care o să te învârtească capul, da? Și o să te facă așa să intrești tu în păcat, seducătoare, păcătoasă. Maria, mama lui Iisus Hristos, femeia care a adus pe lume, da, pe Mesia, dar care era virgină. Ok, hai, cum e posibil așa ceva? Da? Deci, să ajungi ca Maria, tu nu poți. Da? Ori tu ești virgină, ori tu ești mamă. Tu nu poți fi și una și cealaltă în același timp. Rezultă că Maria devine o figură foarte importantă, dar și e pus pe așa un pedestal în care noi, femeile, niciodată nu putem ajunge. Deci două figuri, una niciodată până la dânsa nu o să ajungi și alta care îmi transmite informația că eu sunt, da, o păcătoasă și o seducătoare în sânge. Deci suntem blocate între două figuri, da? Păcătoasa și sfânta. Și încercăm să nu fim păcătoasele celea, dar până la sfântă niciodată nu o să ajungem. Bun.
Și aceasta are ca consecință supunerea femeilor și nevoie de, sau obligația de obediență. Da? Iată, femeia, pe parcursul a mii de ani, a fost învățată să-și închidă gura, să tacă și să facă. Ea e la serviciu bărbatului. Și asta se vede în mai multe chestii. Faptul că femeia nu poate fi preot, da? Femeia nu poate să fie prezentă în unele părți a bisericii. Femeia nu are da? De parcă rol important. Ea este aici pentru a servi bărbatul și pentru a-i face copii. Iată, asta e marea ei misiune. Cum cu o astfel de misiune tu să te simți o femeie care primește plăcere? Cum să te simți o femeie care știe și poate să beneficieze de plăcerile propriului corp pentru ca să fie fericită în cadrul cuplului său? Asta e imposibil. Spuneți-mi voi dacă aveți vreo formulă magică. Eu după asta concret ce văd? Eu văd persoane care, fete, care, pentru care virginitatea era un lucru foarte important, da? Pentru că așa au auzit, pentru că așa au învățat, ok, eu trebuie să fiu virgină până la căsătorie, ceea ce înseamnă că tu trebuie să te căsătorești destul de vreme, pentru că dacă ții la virginitatea asta și, nu știu, aștept 40 de ani, e complicat, da? Adică ideea e că să te căsătorești cât mai, să ai nevoie într-un fel să te căsătorești cât mai de vreme, pentru că și organismul nostru, da, are careva nevoie. Și ce se întâmplă? Tânăra asta, din momentul în care se căsătorește, și remarcă că lucrurile nu se, da, se transformă ca prin miracol. Până acum eu trebuiam să, da, să fiu atentă, să nu devin, da, păcătoasă asta. Iată, eu sunt căsătorită, sunt în cuplu și îmi dau seama că, stai, corpul meu nu primește atâta plăcere de la cei ce în sexualitatea sa. Își dea seama că ea simte foarte multă rușine sau nu reușește să lasă dus de val, nu reușește să, da, să vorbească cu partenerul ei despre ceea ce ea vrea, pentru că ea singură nu știe ce ea vrea. Ea singură nu știe ce ea aduce plăcere, pentru că asta nimeni niciodată nu a învățat-o. Pentru că ceea ce a învățat-o pentru asta toți ani, da, este faptul nu cumva să te prind, da, nu cumva dacă te aud că ai îmblat cu băieții, te dau afară din casă, da. Deci noi învățăm de cele mai des ori, da, fetele, ca ele să supună, ca ele să fie corecte, ca ele să fie virgine, ca ele să fie, știi, nepăcătoasă. Și după asta ne așteptăm că în timpul căsătoriei lucrurile ca prin magie iau să devină femeia fericită, împlinită, solidă, bine în corpul ei și în mentalul ei. Asta n-are cum să fie așa. Asta tot e o chestie de un aprendizaj. De ce chestia asta cu supunerea iarăși atât de mult mă înfurie? Pentru că atunci când noi interiorizăm supunerea asta, că nu ne se pare că adică noi nici măcar nu o să ne punem întrebări. Știți ca sclavii cei care constant au lucrat la stăpână și la un moment dat au fost eliberați. Gata, voi nu mai sunteți sclavi, plecați, faceți ce ce. Da, voi sunteți oameni liberi. Și îi trezesc deodată și spun, stai leacă, dar cum adică? Unde să ne ducem? Noi toată viața, noi din generație în generație am fost sclavi. Nu, adică, toată nouă libertatea asta nu ne trebuie. Da? Adică așa se întâmplă și desori și pentru femeile care au interiorizat spunerea asta, din generație în generație, da? Tu trebuie să taci, da? Femeia este la dispoziția, el e bărbat, da? El e bărbat, dar tu închidi gura și trage. Apoi, interiorizarea asta din generație în generație face că femeile nici măcar nu o să-și pună mare întrebare, dar stai, dar asta e ok, nu e ok? Însă corpul nostru, știți, și iarăși în religie despre asta nu vorbește, pentru că în religie corpul este doar un fel de flacon, am vrut spun, care îl avem acum în viața asta, dar ceea ce e important nu e corpul, dar e sufletul, da? Însă, de fapt, corpul ăsta nostru e cel mai mare aliat al nostru. Corpul nostru este foarte sincer, adică nu, este foarte sincer cu noi. Corpul tău, el ți-o să-ți spună dacă e o chestie nu e ok. Da? Și atunci, dacă mentalul tău e învățat să supună, corpul tău nu are aceeași logică. Am întâlnit femei care
mentalul lor, ele erau ok să, nu știu, de parcă închideau ochii la multe lucruri. Și vorbeai cu ea și nu, ea n-avea să recunoască lucrurile astea, n-avea să spună că e adevărat ce spun eu, însă corpul ei, la un moment dat, pur și simplu spunea stop. Și cum spunea? Adică ea avea dureri în timpul penetrării. Pentru că supunerea asta făcea ca ea să nu poată spune nu în alte situații a vieții sale și la un moment dat rolul ăsta o prelua corpul. Corpul spune stop la niște chestii care mentalul tău nu poate să o spună. Nu a fost învățat să spună. Deci, e foarte important să avem cu mult mai multă grijă de corpul nostru și să fim atenți la mesajele pe care el le transmite, pentru că el ne transmite o mulțime din mesaje foarte importante pentru noi. Și încă o chestie foarte importantă. Teama. Iată, pe parcursul acestui video, când ascultați, ce suscită asta în voi? Ce emoții? O spuneți, a, Doamne, dar cum ea asta poate spună? Sau, Doamne, dar dacă, nu știu, oare ei nu se teme de Dumnezeu? Sau ei nu se teme că, nu știu, e că nu se teme. Gândiți-vă la teama care toată dezobediența asta, faptul de a nu crede sau a nu vrea, pentru nu spun nu crede în Dumnezeu, asta e o altă chestie, pentru că eu tot cred într-un Dumnezeu, da? Dar de a nu crede și de a nu merge în sistema asta de biserică, asta trezește în mare majoritate noi un sentiment de teamă sau de insecuritate. Păi parcă nu că m-aș teme, da? E, nu știu cum așa, oarecum. Păi uitați-vă, unde este teamă, nu poate exista o sexualitate fericită, împlinită, liberă, pentru că sunt, parcă ar fi doi termeni opuși. Pentru că atunci, e că încercați să vedeți, să scodați în propriul corp, când spuneți o sexualitate plăcută, fericită, libertate, da? Cum te simți în propriul corp? Și atunci când spui teamă, rușine, ce se întâmplă? Noi nu avem aceleași reacții. Da? Când acolo unde este teamă, oamenii se pliază spre ei, adică ei nu au capacitatea asta de a mișca, de a gândi într-un fel și de a face ceva, pentru că teama pe noi ne blochează. Ok, asta doar a fost așa o mică introducere. Eu cu siguranță o să mai revin la tema dată și da, aștept feedback-urile voastre. Spuneți-mi voi mie, uite, dacă eu e ca cum aș putea eu să fiu iarăși în legătură cu religia, ținând cont de aspectele astea? Cum aș putea, da, să, nu știu, să merg la biserică, să pup mâna unui bărbat și asta să nu mă facă, da, unui preot, care el singur, da, el are și el nevoile lui fiziologice și el are o erecție în timpul. Chiar și în timpul spovedaniei, dacă îmi vede o femeie super frumoasă și care s-a pus în genunchi în fața lui și îi pup mâna, eu vă asigur că lucrurile astea există. Da? Și atunci cum da, să-i pup mâna preotului și în același timp să mă simt o femeie egală lui, pentru că și el e om și eu sunt om. El nu e Dumnezeu. Da? Și el păcătuiește la fel cum păcătuiește toată lumea. Iar că dacă am să-mi găsiți răspuns la întrebarea asta, eu chiar sunt curioasă.